pe care îl avem ca cea mai mare realizare comună. Am spus că mă simt foarte bine în comunitatea ta, comunitatea cu numele Impresii de Viață și Cărți, care ți-am ideea de generare a care îți aparține. Am spus că mă bucur foarte mult să regăsesc atâta lume frumoasă din lumea artistică, deși nu mă simt frustrată că nu fac parte din lumea respectivă, dar sunteți dragi toți pentru că veniți din altă lume decât eu. Mi-am plăcut cei ce sunt învățătoare. Am spus că mă bucur foarte mult pentru faptul că regăsesc aici foarte multe cariere cu caractere și spunând lucrul ăsta mă refer la ceea că ne-am întâlnit aici nu ca vituri, dar ca oameni care prezintă valoare în domeniul pe care îl reprezentăm. Ca oameni care creăm valoare care nu poate fi măsurată cu bani și ca oameni care, pe lângă comunitatea de interese, au comunitate de viziune, sunt sigur că după linia orizontului urmează o zi de mâine, pentru fiecare zi de azi urmează ziua cea de mâine și ceea ce m-am bucur în mod deosebit este faptul că în lumea noastră se regăsesc pe lângă învățători, artiști, membri ai comunității științifice, se găsesc și oameni din politică. Svetlana, mulțumesc pentru că ne-ai reunit pe toți. La noi politicul înseamnă, de fapt, o poreglă. Iar tu ai făcut să purtăm titlul ăsta ca o onoare. Și Svetlana m-a rugat să fiu purtătorul de cuvânt. Deși atâta lume frumoasă este aici care vorbește frumos, Radmila, Doamne, atâta poetă, atâta lume. De soi, cred că cel mai bine, a fost altcineva să facă lucrul ăsta. Jocul care l-a pornit Svetlana, l-a pornit ca un joc. De fapt, noi l-am luat în serios, i-am conferit alte dimensiuni și mă bucur că astăzi la masa respectivă, deși toți suntem după o zi de lucru, toți suntem foarte obosiți, necăjiți, am căpătat gura cea de aer proaspăt pe care o așteptam toți în prezența Svetlane și în prezența dumneavoastră tuturor. Nu știu, nu țin minte bine regula tombului din anul trecut, dar știu regula jocului care o practicăm noi des în comunitatea noastră, Altair, de care am putut să o contaminăm și pe Svetlana în anul ăsta, regula prietenului anonim. Și am să încep ca să fie foarte clar ce înseamnă lucrul ăsta. Eu sunt învățător și Codora Rădea. Deci eu am luat un număr și am pregătit un cadou pentru persoana respectivă, pornind de la ideea cu omoare ce spune, cu omoare ce prea, cu omoare ce pune pe hârtie în așa fel încât nu doar eu să citesc cu plăcere și revelație lucrul ăsta, dar și multă altă lume. Omul pe care l-am gândit este omul care mi este foarte aproape ca idee, ca suflet, ca partener virtual. Și, respectiv, cadoul meu este legat la un nivel spațiu dat. Dacă am înțeles eu corect regula, eu am nevoie de omul cu numărul 10, în poate. Asta e altceva? E altceva, sunteți bine. Ca și mine, doar de asta care gusturi preferinții ca și mine, nu doar de ceea că am învățat la școala pedagogică și mine, pentru că este foarte talentată, este imens de stăpână în cuvântul pe care îl promovează, Radmila Popovici. Nu știu ce număr a avut ca protagonist, fetii pe Radmila. Mulțumesc! A, 46! Un om care mi-e la fel de drag și care în seara asta, vă salut pe toți, dar care nu am putut să vină, este un om cu carieră plină de caracter, Ecaterina Moga, director la liceu Inimul Nou. Numai numele. Așa. Un om care a fost protagonist, din câte știu eu, și la prima ediție a clubului de elită Impresii de Viață și Cărți. Un om care ne poate reprezenta fiecare, pentru că așa este meseria. Un om care s-a îmbolnăvit și de alte arte decât cele dictate de mediul virtual, puterea Prodan. Da? Doamne, mi-am dorit foarte mult la omul respectiv să vin la club. Eu de obicei totdeauna scriu merg și apoi în dimineața aceea se întâmplă ceva care schimbă. Este un regret mare la care, pe care cred să-l recuperez vreodată. Este o persoană pentru mine necunoscută, dar foarte aproape urmăresc ceea ce face și sper că vom putea realiza împreună multe proiecte interesante ambelor părți. Doamna Alatunzaia.
Da. Un om pe care îl țin minte din primii ani de activitate la direcție de învățământ. Un om care mi-a motivat schimbarea și viziunea atunci când apreciez activitatea cuiva care este coleg tine ca profesor. Un om care a schimbat imaginea unui profesor de școală, de liceu, un om care este în primul rând artist, ceea ce nu contravine faptul că este și profesor, domnul Victor Kobzac. Profesorul meu iubit. A meu. Numele, numele. Numele. Domnul Gheorghe Grâu. Doamna Natalia Moșalc. Cred că este, da, îmi pare bine Natalia. Doamna Iulia Manole, corect? Lilia Manole? Cine? Lilia Manole, da? Manole. Manole, nu, nu, la am moderat eu seara. O activitate la care am avut noroc să fiu și care, pe lângă faptul că m-a delectat, mi-a trezit foarte multe semne de întrebare. Domnul Valeriu Jeghi. Bateți-mi pe întrebare. Tatiana. Zanska, da. Tatiana Lujanska. Lujanska. Ești trasnit? Nu, nu, nu. Domnul Constantin Lăpușneanu. A, uitați-vă, alături. Alături, da? Da. Domnul Lăpușneanu, bate ghimpanie. Da, aplauze. Vitalie Raileanu. Nu tot timpul întârziu. Așa. Și mai cu Andrei, vă rog. Da. Da, Vitalie Raileanu. Este un loc aici. Domnul Dumitru Prudu, cred că o să vină, da? El nu vine. Ia cu scubecați versul. Domnul Iulian Ciocan, tot mai scrie. Iulian Ciocan. Nu poate. Bateți din palmi pentru fiecare pe să cămin. Mirița Sfeica. Mirița Sfeica. Unica persoană cu care nu vreau să am de furcă niciodată, cu care nu aș vrea să comunic subiecte de interes din domeniul dumneaei, dar care mi-e foarte dragă ca persoană, doamna Lorena Medvedeva. Bravo! Domnul Teodor Leacu. Tot mai este, da? Nu este. Este ca și doamna Diana Zlatean Ciugureanu. Cea mai activă, cred că vine din noi. Bravo! Este grație. Arătarea câteva. Bravo! Diana! Mulțumim! Mariana Carșef, nu este, probabil o să... Ați combătut lumea. Mariana Bate din palme pentru Mariana Hărgeoșcu. Așa, tombola. Da, deci